punctul meu de vedere, copii din ziua de azi nu văd nimic. La școală absolut nimic, doar... Stradalogia, la Dimineața Blană. Ce crezi? Este importantă școala vieții? Nu. De ce? Adică, mă rog, ar fi importantă în sensul că ca să știi să te descurci. Ce părere ai despre oamenii care se bazează doar pe școala vieții? Inutili. Sunt complet inutili. Neavând carte, neavând un comportament normal, n-ai ce să le ceri. Pe tine ce te-a învățat școala vieții? Cum să mă adaptez unui grup de prieteni foarte strâns și cum să îl mențin. Să fiu un om mai bun, să-i respect pe ceilalți. Ce crezi? Este importantă școala vieții? Da, este. Te învață despre cum să devii mai bun. Ție ce lecții ți-a oferit școala vieții? Să fiu motivat datorită fotbalului. Să nu mă lau cu ceea ce fac. Nu știu, abar n-am. Ce părere ai despre oamenii care se bazează doar pe școala vieții? Una nu prea bună, deoarece trebuie să avem și o școală generală și școala vieții. O școală generală în sensul să stăm într-un colectiv și să știm să trăim într-un colectiv. Ce crezi? Este importantă școala vieții? Da, este mai importantă decât școala pe care o facem toți, teoria mă refer. Deoarece aceasta te învață să înfrunți problemele cu adevărat. Crezi că poți ajunge cineva în viață doar cu școala vieții? Nu, trebuie să muncești ca să ajungi cineva în viață. Care este cea mai importantă lecție pe care ți-a dat-o școala vieții ție? Să nu mai am încredere în absolut nimeni, pentru că nu se știe, poate și o bătrânică, poate să nu fie ce pare. Crezi că te poți descurca în viață doar cu școala vieții? Nu chiar, adică da, mai mult contează școala vieții, da, și să ai puține cunoștințe și școala în general, așa cu materii și etc. Este importantă școala vieții? Da. De ce este importantă? Pentru că, sincer, în țara asta, ca să te descurci mai ok, este mai mult decât școala normală. Și ce îți oferă în plus școala vieții? Sincer, ai chestia asta să te descurci mult mai ușor în societate. Te adaptezi mult mai ușor, vorbești mai ușor cu oamenii, ești mult mai prietenos. Eu așa o gândesc ca școala vieții, nu neapărat șmecherie. Ce lecții ți-a oferit ție școala vieții? Sincer, am renunțat la facultate și m-am apucat de tatuaje. M-a ajutat mult mai mult, pentru că facultatea îmi promite ceva, dar la o vârstă foarte, nu știu, 35 de ani, eu eram la arhitectură. Mult prea mare, părerea mea. Acum sunt mai tânăr, am 24, nu-mi trebuie la 35, îmi trebuie acum. Ce crezi? Școala vieții este importantă? Din punctul meu de vedere, școala vieții este cea mai importantă. Pe locul 2, din punctul meu de vedere, mi se pare partea de școală învățată, gen la bănci de școli, dar acolo nu prea înveți nimic. Din punctul meu de vedere, eu sunt născut în anii 80-81, nu prea am învățat, dar foarte puțin, dar din ce am învățat atunci, pentru copiii din ziua de azi, eu am de două ori școala lor, și a vieții și a școala normală. Altceva? Ce ai învățat tu în plus din școala vieții față de copiii din ziua de azi? Multe lucruri pe care, spre exemplu, lucrurile elementare sunt foarte ușoare, dar, în general, a te descurca la școală, oriunde ai merge, în orice mod, să poți să te descurci. Punctul meu de vedere, copiii din ziua de azi nu învăț nimic, la școală absolut nimic, doar... Ce lecții ți-a oferit ție școala vieții? Ce lecții? Bine, în primul rând, partea de matematică m-a interesat foarte mult. În al doilea rând, mi-a plăcut să mă descurc în viață. Multă școală nu mi-a trebuit, pentru că multă școală strică. Și atâta să spun. Păi lăsați bă, căbuțele și cu părăghe frumos, da? Hai, părăghe, mă pup! Stradalogia, la Dimineața Blană.